Bună dimineața! Fiind o situație excepțională, am hotărât să facem o ședință extraordinară în regim de urgență astăzi. Îmi cer scuze dacă v-am dat cumva programul peste cap, dar era neapărat necesar să avem această întâlnire. Fiecare dintre dumneavoastră, colegii consilieri, cred că deja știu despre ce este vorba, au fost informații zilele trecute. La întâlnirea de astăzi am invitat și parlamentarii din zona. Sper să fie foarte bine motivate răspunsurile de n-au ajuns. Eram la un moment dat acuzat că am fost votat și nu mă ocup de treaba asta. Ba da, mă ocup de toate problemele oneștenilor, nu contează de ce factură sunt. Însă n-am auzit pe nimeni dintre cei care au protestat să spună ceva de parlamentare care au fost votați cu 60 și ceva la sută, nu doar cu 40. Și ar fi fost normal să fie și ei aici, din punctul meu de vedere, și cred că și al dumneavoastră. Ba chiar unul dintre vestiții senatori mă certau că nu l-am invitat la depunerea de coroane. Se călcau în picioare când a fost vorba să depus coroane și afișat pe aici. La o problemă socială n-au reușit, nici când a fost problema apei, nici la problema curentului electric. Dar să trecem peste asta, asta a fost doar o paranteză. Și ca să intrăm în dezbatere ședinței extraordinare, președinte de ședință, domnul Tofan, dumneavoastră, domnul Tofan, a venit. Cine conduce din dumneavoastră, care vorbește? Zanzu este, E vreun proiect vreunea de zi? Este un proiect de hotărâri Este un proiect, este o ședință un singur punct pe ordinea de zi. Soluționarea de urgență a problemei energiei electrice în locul Libertății 1. Chiar dacă nu este proiect de hotărâri, este o ședință extraordinară și trebuie respectată procedura. Ședințele de Consiliul Local nu este obligatoriu să aibă proiecte de hotărâri. Pot avea și discuții și soluții. Deci putem demara, da. Suntem suficienți consilieri să vedem la ședința extraordinară de astăzi, care este de urgență deosebită. Și punctul pe ordinea de zi este soluționarea de urgență a problemei energiei electrice în blocul Libertății numărul 1. Inițiator, primar Victor Laurențiu Neghiță. Dacă cineva are... Domnul primar, vă rog, cum o să prezentați situația zonei. Da, după cum știm cu toții, în acel bloc sunt probleme sociale. A funcționat așa cum a funcționat până acum de ani mulți, cred că de peste 10 ani, sistemul de energie în acel bloc a fost tolerat într-un fel de EON. De câteva zile, cei de la EON nu mai tolerează consumul, branșamentele fără contract la rețea, ca să nu fiu prea dur în afirmații, s-a oprit curentul electric la cei care nu aveau contracte, au rămas cu contracte aproximativ 24 sau 26, dintre ei am înțeles că nici cei 26 n-au toți curent pentru că au restanțe sau... Da, am înțeles. Înainte de a ne întâlni, am avut o întâlnire cu domnul Găbureanu, domnul ministru, domnul secretar. Vă vom prezenta ce soluție am găsit provizorie și aștept și alte idei din partea dumneavoastră, dacă sunt binevenite. Una dintre soluții ar fi montarea a două contoare pentru o perioadă limitată de 3 luni, consumul împărțit la paușal la cei care
folosesc. Iar în timp, în astea 3 luni, noi să montăm contori la fiecare cameră, îi cheltuia la primărie, pentru că este imobilul nostru. Iar locatarii să-și facă contract cu EONU pentru a putea avea curent pe viitor. Numai că aici sunt niște daruri. Da. Cei care în ianuarie trebuie să prelungite contractele, cei care nu sunt la zi, nu se poate face prelungirea de contract, nu se poate încheia contract cu EONU. Asta e una dintre probleme. Deci sub nicio formă e exclus a se face contract dacă nu sunt la zi. Cei care sunt la zi, cei care au utilități, nu au taxe restante, pot face contract, fac la asistență socială, beneficiază de, ca orice locatar al Oneștiului, de acele două ajutoare, unul de la bugetul de stat, unul de la bugetul local, pentru plata energiei electrice. Dar și aici v-am spus, am vorbit dimineață cu doamna director Țăranu, atât timp cât nu sunt taxele la zi plătite, nu pot beneficia. Mai mult, tot prin asistență socială, beneficiază și de calorifer. Dacă n-au beneficiat în anii trecuți, n-au solicitat și n-au primit calorifer electric, tot prin asistență socială pot primi și acel calorifer electric. Încă o dată spun, cei care sunt la zi, plătiți, fără datorii, pot beneficia de până la 480 de lei pe lună ajutor pentru curentul electric și acel calorifer. Dacă aveți alte idei de a îmbunătăți ceea ce am propus, dacă ceva considerați că nu este în regulă, e binevenită orice idee propusă. Domnul Nistor zice că în 48 de ore am putea monta cei doi contori pe fiecare palier. Așa-i, domnul Nistor, sau că așa mi-ați spus mai devreme? Deci se poate face o cerere pentru alimentare ocazională, pentru ca în regim de urgență cei de la Ion să monteze contorii pe general la firitele de branșament și urmând ca după montarea conturilor să facem cereri pentru branșarea fiecărei camere, conturi individual. Domnul director trebuie să ne confirme dacă găsim soluția financiară pentru a monta acei contori individuali. Dar încă o dată, deci noi suportăm contorii pentru că e imobilul nostru, dar contractele trebuie să fie făcute de fiecare locatar în parte cu EONU. Noi nu suntem furnizori de energie electrică. Domnul primar, o să fac și mai estimarea costurilor și prindem în lista de exerciții pentru 2015. Anul ăsta mergem așa, exercițiul s-a încheiat și găsim soluții. Da, bun, dar ce suntem proprietarii blocului, nu ar fi o problemă. Sunt astea 3 luni la dispoziție, în astea 3 luni... Nu, și trebuie să înțeleagă, pentru că primăria nu creditează. Primăria asigură locuință tuturor celor de muncii gălești. Plata utilităților, conform legii, plătim numai la instituțiile publice. Asta e situația... Da, am înțeles, fiecare dintre... Locatarii de bătățiune au înțeles acest lucru. Locatarii au spus că dacă ne acceptați până să facem contractul cu EON, că nu se poate până nu se reînnoiesc contractele de 2015, că e scurt, acum și nu acceptăm. Am fost la domnul Romin, că știți că am fost la Pavlov, la domnul Țăranu. Dar să nu se mai accepte, domnul primar, să intre toți în egalitate. Cei care nu sunt cu plata la zi, nici pentru 35 de lei. Deci, sub nicio formă, noi nu avem cadrul legal de a prelungi contractul dacă datoriile nu sunt la zi. Trebuie și puțin maturitatea. A fost prea bun cu noi. Într-adevăr, s-a curat aplicând capul în jos. Au venit o firmă de la Ion, de la Iași, atât ne-a filmat anul ăsta, domnul primar, m-a luat pule și mă scotea din casă. Și eu sunt locuitor acolo. Am un cecai, sunt dezastru. Deci am așteptat ca să ne montează ei, să fim legal. Mi-a făcut poze, mi-a luat actele locatarilor. Și nu s-a făcut nimic. Toți am încercat, nu ne-am dus niciunul. Într-adevăr, noi suntem vinovați, trebuie să plecăm capul jos. Am așteptat ca să ne face dânsii, noi să mergem să plătim, să ne facem contracte după ce ne branșează și să fim la zi altfel, sărim pe ei, domnule, ne lișăm, îi omorâm, muzică, manele, distracții, la câte sărăcie este în țara asta. Muncă nu le place, în schimb muzica avem, deci știe tot un ex, sunt sărbători fericite la noi. Numai Crăciun, Paște, zilnic.
pentru bunătatea asta. Nu ne-a înțeles nimeni. Ani de zile am fost, am bătut la uși. Ați fost prea bun cu noi, într-adevăr, ne-ați făcut multe favoruri. Onedinul ne-a furat 400 chiria și nu știm de ce, 40 chiria, 550 de persoană. Vă dați seama când, unde sunt 7-8 persoane, era strigător la cer. Ne-a luat banii cu japca pe Bonus Park, într-o lună de zile 200 de milioane. Că totuși m-am urcat, eu nu sunt meseriașă. Puneau țiganii strâng și au zis, dat mea, te-ai meseriașă, dă-te jos, scurturi. Pe spatele nostru am plătit și acolo când. N-au fost duri de la început să-i scoată afară. Toți suntem necăjiți, nu-l râd pe seama altuia. Dar cum ai bani să bei, să faci pinturi în spatele blocului? Plătește Ionul, că vine la două luni. Nu-ți vine exagerat. Se dă ajutorul, termon n-avem. Dacă se dă căldură, e strigător la cer, numai să nu ai bună voință să plătești. Dar trebuie să-i dați afară, domnule primar, să ajungă și blocul ăla, să nu ne fie rușine că stăm la evazatul. Eu am 24 de ani din Ardeal. Acolo este casa mea, cred, m-am copil. Un nepot de om 8 luni, aragazul merge și murcicaia pe perete. Am zugrăbit acum 3 săptămâni. Copiii, deci aerul ăla înrăbușitor, trecea. M-am dus cu banii. Că nu știm suma. A zis că nu se știe cât este. Asta e regimul de urgență și să mergem totul să legăm. Încă o dată vă spun, noi rezolvăm problema contorilor ca și primărie. Problema este că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să vă faceți contracte cu EONO și să plătiți. Mai mult ce se consumă în astea 3 luni până se rezolvă această problemă, se împarte ca ușal pe fiecare locuință și la fel. Se trece la executare, să ajungi în tribunal, primăria trebuie să-și recupereze banii, că altfel îi impută curtea de conturi, fără doar și poate. N-avem nicio soluție. Au zis că dă bani acum, că oamenii dăm câte 200-300 de mii, să se dea aici 20-30, să strânge vreo 30 de milioane, eu îi adun astăzi pe toți. Mă ocup și de asta și îi dau primăriei. Dar n-aveți pentru ce, n-aveți ce da, trebuie să vă plătiți, trebuie să-și plătească datoriile la zi pentru a se prelungi contractele, că altfel nu avem cadrul legal să prelungim, ne-au prelungit contractele, nu puteți face nici contract cu EONO. O întrebare, domnul. Vă ascult. Acest, după ce se împarte claușal, cum a spus dumneavoastră, da. Așa, după 3 luni sau pe fiecare lună? Când vine factura de curent, se împarte. Vine la lună? La 2 luni vine de la La 2 luni, ok. Deci când vine factura la 2 luni, trebuie să... Da, asta e o perioadă provizorie. Poate în astea două luni se și rezolvă montarea contorilor și fac fiecare. Eu am vorbit deja ieri. Stai legă că este ceva. Aici, domnul primar, este o problemă. Sunt oameni care nu au contracte sub nicio formă în blocul acela. Pe n-au formă de curent. Cine le plătește? Bani, care consumă și ei. Se împarte la toată lumea, oricum se împarte pe ușor și după 1 ianuarie se trece la evacuare, clar. Da. Împărțirea se face pe cameră, la câte camere sunt, cine a stat în camera aia trebuie să plătească, indiferent că are contract sau nu are contract sau stă... Până în martie nu se face evacuare. Deci contribuția la loc, asociație. Dar nu se face contractul, eu nu sunt doară în martie. Nu îi se pune, deci oricine nu are contract nu îi se va monta curent, clar. Da, dar în astea trebuie. Și se împarte pe cameră, nu vă ia mai mult decât revine pe cameră. Da. Și dă banii la Ion, îl bag și iau banii. Mă aud comisie dragă, îi dau bani, dar lumină, pădură. Și noi murim. Cred că în următoarele 3 luni o să fie un concurs pentru cei care nu sunt contorizați legal, care consumă mai mult. Și să vedem distracție. Să vedeți distracție în momentul în care unii sunt contorizați, își plătesc datoriile, iar unii nu sunt. Vor consuma, după cum credeți, de cuvință și la împărțirea după 3 luni a facturii totale peste 3 luni sau în fiecare lună din cele 3 a energiei, o să apară o discuție între cei care sunt contorizați și își plătesc factura, între cei care sunt contorizați și nu își plătesc factura și între cei care nu sunt contorizați și oricum nu își plătesc. Aici o să fie o situație foarte delicată. Domnul vice. Cei care sunt contorizați, ex-contorizați, n-au treabă bună afară. Atunci nu trebuie să-i băgăm în ecuația asta cu cele 3 luni. Cine a spus că îi băgăm? Cei care au contoare, au contoare, au contract cu EONO. Nu intră în discuția asta. Iar ceilalți care nu sunt contorizați, se va împărți paușal pe număr, pe câte camere sunt și se împarte la numărul. Cât vor consuma, că unul va consuma mai mult sau unul mai puțin, n-are de unde știe. Nimeni pentru că e paușal. Știi cum e apa? Când vine la
mai de 50 de euro oameni. Deci trebuie să plătească urmă. Hai, tot la fel o să plătească. Ideea este, eu ieri am apurtat o discuție cu directorul general de la EON Furnizare și a spus că luni dimineață voi relua discuția, vă rog legătura cu EON Distribuții, cu domnul Mircea Pătrășcoiu și mi-a promis că va face tot ce omenește posibil ca totul să demareze în cel mai scurt timp posibil pentru a nu se lungi această situație. Să fie cât mai scurtă. Interesul nostru ca și primărie este să nu lungim boala, că e mai greu de recuperat și vom ajunge la alte discuții în momentul în care va trebui împărțită factura respectivă. Eu zic că și doar... Eu scot banii de la oamenii primari. Eu îi scot de la oficii, că n-are contract, că nu până în martie. Garantez că eu scot banii. Cu forța, nu interesează pe nimeni, dar trebuie să facem ceva. Cum ei știu să vorbească multar, trebuie să fac. Eu vă spun, v-am spus, am avut ieri dimineață cu directorul general, mâine dimineață voi relua această discuție, mi-a promis că va face tot ce omenește posibil pentru a rezolva problema asta. Am avut sprijinul domnului ministru Oprea, dânsul mi-a făcut intermedierea să pot discuta cu directorul general. Eu cred că va fi o implicare. Nu cred când ne-ați preluat de bazar. Ați făcut o ședință cu noi, la numărul 10. Ne-ați spus la toți locatarii, că au fost toți, problema cu ei nu e a dumneavoastră. Nu știu de ce au deschis subiectul că v-au votat. Da. O discuție, vedeți cum nu se controlează. Sunt necăjiți, dar au nasul pe sus. Ce văd, doamne? Doamna Maria, n-au găsit pe acele bază. N-au voie să comenteze. După ce câștigi, ești... Noi suntem exact ca în containere. Ce să mai comentăm? Aplecăm capul, dar acolo nu se știe. Ne cerem scuze pentru ce s-a întâmplat din partea concetățenilor voștri, fraților voștri care trăiesc acolo. Ne cerem scuze și ne cerem iertare pentru ce s-a vorbit și că s-a avut numele dumneavoastră în discuția acolo. Este, într-adevăr, am suferit astea 6 zile și poate... Dar nu-i problemă, e de înțeles. Până la urmă, și eu nu am greșit că a tolerat atâta timp. Trebuia să oprească lucrul ăsta cu mult timp înainte. Dar acum asta e situația, căutăm să o îndreptăm și să fie măcar de acum să intrăm într-o stare de normalitate. Dacă dintre colegii consilieri au alte idei sau alte... Era mântul fiind dacă din vară să făcea asta, domnul. Nu. Da, asta vreau să spun și eu, domnul Chivar. Mai puteau și ei din bani să pună... Domnul Chivar, dar v-ați aveți dreptate când spuneți că EON într-adevăr cunoștea ce s-a întâmplat. Da. Și zic eu în mod perfid. Acum vine iarna ca să închide, să ia această măsură de forță, să ne pună într-o situație, în situația faptului împlinit. Putea să facă foarte bine, asta vară situația. Dar pe de altă parte și primăria putea să ia astfel de măsuri sau să avem astfel de discuții înainte de a se fi întâmplat acest lucru. Pentru că eu nu cred că din primărie nu s-a știut ce se întâmplă acolo. Adică există un om responsabil pe blocul acela, nu? Care ține legătura. Noi am preluat blocul acum un an și ceva, da? În situația în care este. Atât timp cât nu furnizăm energie electrică. Eu am înțeles, domnul primar. Eu vorbesc că este blocul nostru și ca și un proprietar diligent trebuie să știm ce se întâmplă acolo. Eu asta vreau să spun. Trebuia să știm ce se întâmplă acolo. Și să fi avut această discuție în vară cu acești oameni amărit, vai de capul lor. Așa asta spune. Ce se întâmplă? Cred că ar trebui să știți și dumneavoastră, nu numai că dumneavoastră. Nu, domnul primar, asta este problema de executiv, să știți, este problema dumneavoastră. Și consilierului cerului. Nu știu, dacă ne uităm în lege, sunt strict atribuțiile consiliului și ale primarului. Și eu am crezut că avem un proiect de hotărâre pe care să-l votăm astăzi. Eu așa am crezut că de-aia ne întâlnim să votăm ceva, un ajutor sau eu știu, pentru acești oameni. Nu să avem o discuție. Așa, dumneavoastră ați avut cu ei, puteați avea dumneavoastră cu ei și să rezolvați situația. Eu v-am prezentat cum se poate rezolva această problemă și am considerat normal să mă întâlnesc cu dumneavoastră în cazul în care aveți alte idei pentru a îmbunătăți soluția care am găsit-o. Să veniți cu ele.
Nu să veniți să mă certați pe mine, că nu mi-am făcut treaba bine. Eu nu vă cer. Noi dăm o hotărâre pe această propunere a dumneavoastră, asta vă întreb. Când am stabilit taxele, erați și dumneavoastră. Domnul, nu mă duceți la taxe, domnul, nu mă duceți acum la taxe. Nu, nu, la chiria de la... Mă duceți la situația acestor oameni și la modul cum primăria Onești, primăria Onești administrează acest bloc. Și știe, dumneavoastră știți ce se întâmplă în casa dumneavoastră? Eu știu, ca și orice proprietar. Primăria trebuie să știe ce se întâmplă acolo. Că primăria Onești este și casa dumneavoastră. Nu mai facem acolo demagogie de asta ieftin în fața camerelor să dăm bine. Veniți cu soluții, nu veniți acum să creați o stare conflictuală. Când voi fi primar, voi rezolva aceste situații. Sau când... Asta e situația de dumneavoastră. Domnul consilier, pe noi nu ne interesează că dumneavoastră purtați o discuție acum cu domnul primar. Pe noi ne interesează că sunt copii acum acolo, în situația de față. Nu ne interesează că dumneavoastră încercați să vă argumentați în fața domnului primar. Pe noi ne interesează că sunt copii de 6 zile, domnul primar, că eu sunt adult și rezist, m-am culcat cu bocaci în picioare. Sunt copii acolo, minori, sugari. Asta ne interesează. Asta a spus și eu, domnul. Vă rog să purtați o discuție amiabilă, să găsiți probleme, așa cum a zis domnul primar. Să înțeles că e găsită. Asta a spus și eu. Dar mai mult spuneam că această soluție trebuia găsită în vară. Așa este, într-adevăr, că nu se putea face asta. Dar știți ce mi s-a spus la vacanță? Vă dau răspunsul. Domnul director, țăran a pus la vacanță. Mi-a pus să-și și a spus, dacă noi n-am cerut părerea domnului primar, noi lucrăm cu mai multe firme de E.ON. Domnul primar s-a făcut o lucrare în bloc 4 zile și dânsul n-ar fi un apost anunțat. Au venit și au pus contoare noi, au schimbat tablourile afară pentru cei 26 de oameni. Și au spus, a zis, domnule, se ia curentul? Nu. De domnul țăran a zis că nu are ce să-l anunțe pe domnul primar, pentru că e problema ionului. Am oameni decedați în bloc la etajul 4, știți cum arăta blocul. Acum s-a pus termopane, s-a renovat. Oameni decedați un an și ceva și apare factură cu curent, care sus nu este un fir de curent. Și decedat omul de un an și jumătate. Am locatar care i-a venit factură, era un curent a doua zi, s-a dus omul, i-a venit plicul și 6600 plătit și n-are contoar. Deci, și eu l-am întrebat pe domnul director, răspundeți-mi, vă rog, ce se întâmplă. Sunt mai multe firme care se fac. Deci, domnul primar nici nu a fost anunțat că s-a făcut... contoarele lor, lucrarea apare. Deci nu a fost anunțat domnul primar. A zis și problema Ionului, avem 3 directori arestați. Da, doamnă, n-a fost anunțat, dar trebuia să știe. Trebuia, trebuia cineva din București să știe că s-au pus contoare. Noi nu știm, noi n-am știut. Dar știm. Vă dați seama. Ionul a zis, avem 3 directori arestați și noi trebuie să ne facem problemele de acum. Uitați delegația care a fost la bancă. Au terminat lucrarea, au tras cheful și au plecat. Ne-au mințit. N-avem căldură, n-avem apă caldă, n-avem nimic. Dar ne mai trebuie și apă caldă. Pe parcurs, dacă te găsești o posibilitate, fiind proprietarul acestui imobil, din Libertății 1, pe parcurs, dacă voi, consilierii, când aveți posibilitate pe anul 2015, să purtați o discuție, să faceți o ședință, să discutați despre apă caldă, despre încălzire, că ne vom... Vă dau eu răspund. Eu știu că există un proiect de hotărâre aprobat de Consiliul Local de acum vreo 3 ani sau 4 ani de zile, în care a fost votat. Eu am fost împotriva atunci, recunosc. Am fost împotriva pentru că mi s-a părut prețul de construcții foarte mare. A fost singurul motiv. În care s-a aprobat renovarea completă, integrală a blocului din Libertății 1. E adevărat că la momentul ăla, din ce făcusem eu socoteala, era undeva la 1000 de euro metru pătrat. Atât a costat renovarea. Bun, a fost un proiect, asta nu înseamnă că nu se poate, costurile nu poate să fie mai mici, pentru că există o licitație și ar fi trebuit să fie licitație și să se găsească un constructor. Nu s-a întâmplat nimic cu acel proiect. Și am ajuns și la momentul respectiv, țin minte că am spus că acolo este o bubă care o să explodeze. Iată că a explodat astăzi. Dacă la momentul, dacă după ce a fost făcut acel proiect, lucrurile mergeau mai departe și începeam să ne apucăm să renovăm efectiv, așa cum s-a propus. Domnul consilier, da, am fost invitat să găsim o soluție proiectă. Soluția să găsim dumneavoastră, este ok, soluția dați-le oamenilor. Rezolvați problema și trebuie să vedem. Eu v-am invitat, aici spuneți de ce v-am invitat. Hotărârea, eu v-am prezentat o soluție, dar nu puteam lua o hotărâre singur să demarăm acest lucru. Păi nici nu putem lua o hotărâre pentru că nu ați făcut un proiect de hotărâre. Dumneavoastră ați găsit o soluție care este ok, este pe lege. Da.
dați-le drumul la oameni, puneți-le contoarele pe cele două paliere și am încheiat discuția. Asta e soluția, e rezolvarea pe moment. Vrem să știm ce facem mai departe. Și eu v-am adus aminte că există acel proiect de acum 4 ani, cred că mai bine de 4 ani. Consilier, haideți să nu lungim, pentru noi acolo cu 30.000 am schimbat geamurile la un etaj întreg. Cu 300 de milioane. Am renovat cu DPP-ul un etaj întreg. Dar eu nu am zis ceva. Am zis să mergem mai departe pe acel proiect și să finalizăm. Eu vă spun ce s-a făcut acolo cu nimic. S-a făcut un etaj întreg cu aproape nimic. Și de ce nu mergem mai departe să rezolvăm tot ceea ce înseamnă? V-ați omorât cu asta, cu atubine. Știți foarte bine că televiziunea dumneavoastră și tăiați din ședința de Consiliu ceea ce vă convine. Nu mă mai apuriți cu dați bine, dați rău. Domnul Consiliu, v-am invitat să discutăm. Soluția ați găsit-o, este ok, dați-le drumul, nu mai pierdem timp, trimiteți oamenii să pună contoarele, da? La revedere! Treaba începe de mâine. Aveți programul foarte încărcat, considerați că pierdem timp, că a fost o pierdere de timp astăzi aici? Domnul primar, a spus că vreți să găsim soluții. Soluția am găsit-o, este în regulă, dați-ne drumul la treabă. Eu v-am adus aminte un proiect de hotărâre pe care nu l-a pus nici fostul primar, nici actualul primar în operă. Este un proiect de hotărâre care putea să meargă mai departe și care să găsească o soluție pe termen lung pentru blocul de locuințe sociale din Libertatea. Mai înainte v-am spus că am demarat reparațiile la blocul respectiv. Domnul consilier, n-avea cum să derulez acel program. Noi suntem proprietari de un an de zile, domnul. Era blocul la cu eu, e cum să-i la apă canal. Dar știți că acest bloc trebuia să ajungă azi de bătrâni, noi să fim dați afară. S-a încercat cu fonduri europene, dar situația juridică acestui bloc nu era clară și nu a alocat nimeni bani. Noi proprietari suntem că n-am adus ceva. Dar de când suntem proprietari, am demarat acele reparații. Am izolat blocul între timp. Da, da. A zis că se face azi la comunitatea afară. Fostul primar, nu știu, la singura dată am fost, nu știu cine, domnule primarul, l-am văzut două minute și am plecat afară. Dar am văzut două minute și a zis aici va ajunge azi de bătrâni. Înainte de alegeri am obținut un domn de-a dânsului. Stimate doamne, problema este destul de delicată, nu trebuia să fac un azi de bătrâni. Și din 236 de camere. Da, făceam un lucru social. Așa este. Cu toate condițiile care, număr de apartamente să fie, două camere acelea, cu sistem de încălzire propriu, cu toate utilitățile și toată lumea să intre într-o normalitate. S-au încercat acestarea de fonduri europene, dar nu s-a reușit. S-a încercat cu surse proprii, dar proiectul este în regulă. Dar fondurile europene, cu înainte în urmă cu 4 ani, nouă ni s-a dat la căldură, unde sunt casenat și noi avem de 5 ani de amor acolo. Bani unde s-au dus? Dați-mă, vă rog, discut de problema acelui proiect, care este și de azi de bătrân. N-a fost vorba să ne facă așa ceva niciodată. Nu, adevărul acesta este, autoritatea locală a încercat să rezolve aceste probleme, în sensul de a repara blocul în totalitate, dar fiind în proprietatea primăriei, dar administrat de către SCSR sau Fostonetil, iar trebuia transferat din pace. A fost un proces pe rău, nu știu ce s-a mai întâmplat, dar situația de astăzi trebuie rezolvată pentru că acei copii trebuie să aibă căldură și găsesc soluția pentru ei. Asta e de fapt problema asta. Nu este bine dacă domnul Nistor și cu echipa de aici se ocupă de contori, să-i monteze luni, marți să fie montați și faci mai repede, asta e o treabă foarte bună. Acum, mai este încă o soluție, dacă sunt apartamente vecine și unul are contor, să fie o solidaritate din partea dânșilor, să-și tragă unul curent de la alții, o zi, două, pentru acești copii foarte mici. O idee! O idee! Că se duc la cușcărie. Deci nu se duc să mai tragem de la nimeni, trebuie să mergem legal. Contorul rămâne cel care este, da. Dar de la priza lui de acolo, mai încălzești până la urmă. Când e de la toți, când e de la toți. Bine, foarte bine, dar situații de avarie, de o zi, două, până la urmă. Acum, cu toate este de avarie. Eu sunt considerată Cred totodată că ar trebui de urgență să notificăm
persoanele care sunt în situația de a nu fi contorizați și se face o analiză prin compartimentul de fond locativ, astfel încât cei care într-adevăr își plătesc și sunt la zi cu plata să nu sufere din cauza celor. De fapt, aici e problema, da. Nu e problema de un, în sensul nu e vinovat domnul primar sau consiliul local. Vinovați sunt cei care au dus către această situație și trebuie de urgent rezolvat această problemă, în sensul de a fi notificați și eventual găsiți alți oameni mai serioși care într-adevăr au nevoie de o cameră să locuiască acolo și să-și achite datoriile. Oameni buni, vreau să vizitea locuite și ăștia apară. Peste tot. Acum, într-adevăr, cum s-a zis și doamna administratora socului din libertățiu, într-adevăr sunt aceste cazuri cu acești oameni care nu au plătit la zi și nu sunt la zi. Într-adevăr, s-au făcut chefuri, sau cum s-a zis aici așa, și că n-ar avea banii să plătească. Sunt familii, într-adevăr, care au copii și nu iau nici social, nici au 5-6 copii, care nu iau nici social, nu au nici asta. Într-adevăr, bun, dar nu e normal să nu ia social dacă nu au niciun fel de venit. Dumneavoastră ne-a făcut chiria foarte ieftin, vă mulțumim din suflet, dar poate chiar nu am avut posibilitatea nici să pună pe masă ceva și poate chiar nici nu... Da, păi să pună ceva pe masă, da, păi să plătească și... Mai secundă, social trebuia să aibă oricine nu are venit. Dacă nu-și face da? Doamne, până la urmă, îi plătește de social. Dar poate alții nu vor să plătească, doamne, primar. Eu vă spun pe acum aveți și în locul meu nu sunt. Alții nu vor să plătească. Poate găsi o soluție și pe acești oameni. Nu vor să plătească. Nu scrii, doamna, poate. Poate au trebuit arestanță jumate de arestanță. Ce distractiv. Fiecare știe... Din blocul respectiv, spunea domnul vice, să-i notificăm. Nici nu avem efectiv ce să notificăm. Pentru că fiecare știe care nu și-a plătit și... Dar ne-a dat posibilitatea domnului primar să-și facă buletin de onești. Ceea ce eu în 24 de ani, acum am văzut la prostii buletin. Acum pe culturi, unde lucram camerea pe lucrurile. Au buletine și nu și-au făcut ajutor social. Stau la ora 12, îi vedeți cu energizație și cu țigara în față, 4 ori mari. Păi cum e strigător la cel să să-l omor? Păi cum să nu face cu omor? Măi, păi dacă ai o amendă, nu ți s-a acordat ajutorul social. Păi de ce te-au făcut un păi și da, o amendă și nu s-a acordat ajutorul social. Nu s-a acreditat, deci legea jungle, că normal că vine și de amendă. Da. Bun, până... Da, încă o dată vă spun, nu a fost o ședință de a vota ceva, a fost o ședință informală pentru a ne pune de acord. Da, într-adevăr, puteam să iau hotărârea asta singur, fără să mă adun astăzi aici, dar așa am considerat normal. Suntem o echipă și trebuie să funcționăm ca atare. Dacă nu mai sunt alte idei, de mâine vom demara ceea ce am propus. Este pe lege, m-am consultat în prealabil cu domnul director, cu domnul secretar. Și mergem înainte. Declară închise ședința. Vă reamintesc că mâine ședința este la ora 14. Mulțumim.